Astăzi, la ora 16:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltula județului Harghita a fost solicitat pentru a interveni în municipiul Dorheiu Secuiesc, la internatul unui liceu, unde s-a anunțat că un zid s-a prăbușit. La locul intervenției s-au deplasat forțe din cadrul detașamentului de pompieri Dorheiu Secuiesc. În sprijin au venit forțe de la detașamentul de pompieri Mercuria Ciuc și serviciile voluntare pentru situații de urgență din zonă pe care le-am solicitat tot noi. În total au fost 5 autospeciale de intervenție și o ambulanță B2 din partea ISU Harghita și 7 autospeciale de intervenție din partea serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Totodată de la serviciul de ambulanță județean au participat 3 ambulanțe și din partea Salvamont Harghita au participat cu forțe care au avut și un câine de căutare-salvare. La locul intervenției am găsit un zid prăbușit, suprafața afectată aproximativ 200 de metri pătrați. În urma prăbușirii au fost surprinse 4 persoane. Acestea au fost extrase pe rând, prima victimă în stare conștientă, a doua în stare semiconștientă, a treia în stop cardiorespirator inconștientă, a fost resuscitată și trimisă la spitalul din Odorheiu Secuiesc inițial, după care a venit ambulanța de terapie intensivă de la Mureș și probabil va fi transportată la Mureș în funcție de starea acesteia, iar cea de-a patra victimă, din păcate, a decedat. A kimenő ideje alatt történt a baleset. Ez szerencse, hiszen nagyon sok diák nem tartózkodott a bentlakásban. 4 sérültje van a tragédiának, akik közül 2 jó állapotban vannak. 1 sérültet vásárhelyre kellett szállítani, és a 4. utolsónak kimentett fiú sajnos nem érte túl. Annyit tudunk, hogy volt egy engedélyezett munkálat az udvaron, ami kerítésről, esővíz hálózatról, hidegvíz hálózatról és csatorna hálózatról szólt, tehát az engedélyben leadott dokumentációkban ez szerepel.